Slănina ar putea avea mai multe beneficii asupra sănătății decât am putea crede. Ca în cazul oricărui aliment, secretul este consumul cu moderație. Medicii spun că slănina este sănătate pură, are beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Deși mulți se feresc acum de ea din cauza grăsimii, nutriționiștii o recomandă. Este un bun medicament în zilele friguroase și consumat în cantități moderate, scade colesterolul și ajută inima. În plus, nu este nici greu de preparat. Nutriționiștii spun că slănina de porc conține acizi grași omega-3, crește imunitatea și are beneficii cardiace, cu o singură condiție, să fie consumată în cantități mici. Slănina este o formă de ajutor contra colesterolului rău. Are în compoziție mineralul numit seleniu. Nu face decât să ridice rata metabolică. Rata metabolică fiind viteza cu care organismul nostru procesează nutrienții, explică Ionuț Ignat, medic. 80 de grame pe zi este porția maximă recomandată de nutriționiști. Datorită acidului arahidoic, care favorizează scăderea colesterolului și îmbunătățește funcțiile de protecție ale organismului, contribuind în același timp la producerea compușilor chimici, responsabil de răspunsurile imune și reacțiile inflamatorii, relatează newsweek.ro.